Bună seara! Bine v-am regăsit și, dintr-un început, vă mulțumim, pentru că ne-ați primit sâmbătă trecută în casele voastre cu inima deschisă. Și, mai mult decât atât, a fost ca și cum ne-ar fi despărțit o lungă vacanță. Nu doar o săptămână am lipsit de lângă voi. Nu v-am fost aproape atunci și așa se face că sâmbătă trecută ați fost în număr atât de mare alături de noi. Trebuie să știți, vă mulțumim, pentru că această căldură a voastră e cea care ne dă forța, dorința, imaginația și credința de a merge mai departe. Toto Cutrâneau și Ștefan Bănică Junior, precum și poveștile excepționale de viață, au făcut seara de acum o săptămână de neuitat. Dar este foarte bine de știut că ne așteaptă și astăzi clipe în care veți spune din fotoliu, din fața televizorului de acasă, aș vrea să fiu acolo printre cei 250 de invitați, 250 de români aflați la un pas de o mare bucurie în viața lor. Pentru unii, destinul se va schimba în seara aceasta, în minutele ce urmează, în mod neașteptat și în bine. Un proverb latin spune, vorbele te învață, exemplele însă te pun în mișcare. În seara aceasta, exemplele continuă. Ele arată că există dragoste, că există omenie, putere nedescoperită în noi. Și nu uitați, pe acoperișul casei noastre și-a făcut popas adesea un înger. Norii grei în cazul lui nu sunt decât umbra aripilor lui Dumnezeu. Găsiți fărâma de dumnezeire din voi. Ne puteți și vă putem ajuta să o faceți. Și nu uitați, încă din primele minute, o poveste excepțională vă așteaptă aici, la surprize, cu plică. Și eu. Primim cum se cuvine pe campionul nostru, Lucian Bute! Doamnelor, domnișoarelor, am văzut că vă dădeați coate, da? Aveți și de ce. E un băiat frumos, înalt și cu pumnul puternic, da? Lucian, mă bucur că ești astfel în noastră în seara aceasta. Și de altfel, tu te-ai întors în România pentru a arunca mânușa, să spun așa, pentru o provocare, nu? Absolut. Ai venit cu treabă. N-ai venit de dincolo de ocean pentru a te distra, de altfel cred că nici n-ai ajuns pe acasă mai mult de jumătate de oră, așa. Foarte puțin am ajuns pentru a-mi vizita părinții, după care m-am întors în cantonament. Cât ai stat acasă? Aproximativ o oră. O oră? Da. Venind tocmai din Canada. Asta e situația. Mortul cere sacrificii. Absolut. Nu poți face mare performanță fără sacrificii. Să vedem, să le reamintim de altfel și telespectatorilor noștri, care este provocarea ce te-a adus în România. În 18 februarie am boxat pentru titlul nord-american NIBF, pe care l-am câștigat în fața americanului Carl Handy. Și acum, aici, în România, la Galați, îmi apăr centura în fața americanului Donnie McCready. Iată, mama, tata și surorile au venit la București pentru tine! Ia uite-i pe susțin! Campionul și familia lui! Ia, de la clubul de box din Galați, care îți poartă numele, sunt aici și vor face o scurtă demonstrație pentru tine. E un lucru cu totul special pentru ei. Avem și arbitrul alături.
va dublu campion național de două ori câștigător al centurii de aur. Cu siguranță mulți își amintesc de meciurile lui Paul Dobrescu memorabile cu Calistrat Cuțov, o altă legendă a boxului românesc. Așadar, copiii de la clubul de box din Galați, care poartă numele, conduși de primul tău antrenor, Felix Pung. Cena va aparține. Gongul, vă rog! Frumoasă demonstrație, te rog, vino cu mine până acolo, lasă microfonul familiei tale, da? Veniți alături de noi, veniți alături de noi, fetelor, retrageți puțin mai în spate, da? Felix Moun. Bine v-am găsit. Te lasă dai mâna cu... Domnul Dobrescu. Da, merită aplauzele dumneavoastră, sunt la început de drum și seara aceasta întâlnirea cu campionul care le este model e foarte importantă pentru ei. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră cum era Lucian, vino Lucian aici alături de noi, cum era Lucian la vremea lor? Lucian, cum l-a descoperit de fapt? Cum l-am descoperit? Când a venit în sala de box avem aici clona, între ghilimele, lui Lucian, deci era identic, identic, da. Băiețelul acesta, Silvio, era identic, un puș de vreo 13 ani, la vreo 30 de kilograme, dar am intuit că va fi un mare campion. De ce? Ce v-a inspirat în credere la vremea aceea? M-a inspirat talentul lui, deci are un talent extraordinar. Deci e făcut pentru a boxa, nativ. E pentru tine și, în egală măsură, ustensilele pentru pescuit de care ai nevoie. Intră chiar acum cu ustensilele. Mama va răspunde la telefon pentru rețete, da? Multă baftă! Lucian, pute, să-i ținem pumnii!